Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției de Frontieră Suceava, comisar șef Ilie Porohserițan, duminică dimineață, în jurul orei 2, un echipaj al Poliției de Frontieră aflat în misiune a observat mai multe persoane care transportau în spate, dinspre granița cu statul vecin, spre interiorul țării, mai multe colete voluminoase. Polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea celor în cauză, efectuând somațiile legale prin voce, însă cei în cauză nu s-au oprit, drept pentru care polițiștii au tras mai multe focuri de armă de avertisment în plan vertical. Suspecții au abandonat coletele și au fugit, întorcându-se pe teritoriul ucrainean. Au fost anunțate și autoritățile ucrainene despre caz, în vederea cercetării în comun a evenimentului de frontieră. La fața locului au fost descoperite mai multe colete cu țigări de proveniență ucraineană, care au fost transportate la sediul serviciului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 4.000 pachete cu țigări. Țigările, în valoare de peste 46.000 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.